Domnului nostru Iisus Hristos, a puterii Duhului Sfânt și a Tatălui nostru din cer, să fie toată slavă, din veșnicie în veșnicie. Amin. Nu știu ce l-a îndemnat pe fratele Gică să zică cuvintele care mi-a zis. N-am vorbit despre asta, un celălalt, dar mă gândesc că a fost călăuzirea Dumnezeu. El a vorbit să-i dea Dumnezeu și curaj, fără să părăscă. Vedeți, emoții ca acestea mi-a avut aminte că am avut doar pe la început. Chiar când eram la școală și m-am pus la primele predici sau la primele mărturii, în fața mai multor oameni, am avut emoții ca acestea. Și o să vă descriu lucrul acesta printr-un exemplu, pentru că uneori, atunci când te ridici înainte poporului, îți trebuie și curaj. De ce zic lucrul acesta? Sunt foarte mulți, și nu exagerez, sunt foarte mulți oameni dintre copiii Dumnezeu nemulțumiți. Nemulțumiți cu ceea ce ascultă, nemulțumiți cu ceea ce primesc, și prin exemplul acesta vreau să vă spun că ne dăm toate silințele, noi toți aceștia care ne-a chemat Dumnezeu să vestim cuvântul Domnului, să fim o unealtă cu mine în Dumnezeu. Dar se întâmplă să mai greșim și noi. Nu suntem perfecți. Adică nici în vorbire putem să avem unele gesturile noastre pe care le facem întotdeauna. Și apoi, de la noi plecăm acasă cu așa, numai cu lucrurile acelea. Iar fratele a zis cuvintele la care se tot repede. Și cu asta plecăm acasă. Și nu cu ceea ce Dumnezeu ne-a vorbit. Unul dintre profesori, la o școală, la un liceu din America, un profesor de matematică, a scris pe tablă 6 ecuații. Pentru aceste 6 ecuații a scris 5 bune și una greșit. După ce a terminat, s-a întors, iar cei din copiii care erau la acolo clasă, râdeau. Iar profesorul i-a întrebat, de ce râdeți? S-a întâmplat ceva? Și ei au spus, păi ați greșit ecuația aceea, nu e bună. Dumneavoastră sunteți profesor de matematică, ar trebui să știți. Dar profesorul a spus așa, așa este în lume. Prima dată ne sare în ochi greșelile. Eu am scris 5 lucruri bune, 5 ecuații bune, dar prima dată v-a sărit în loc ce e greșit. Și aia a zis-o. Dar n-ați spus, dacă începeați cu următoarea frază și spuneați, a scris 5 ecuații bune și una greșit. Dar n-ați zis așa. Primele cuvinte a voastre au fost, ați greșit. Așa facem și noi la biserică. Dumnezeu vrea să ne vorbească inimile noastre. Și Dumnezeu ne pregătește inima prin Duhul Sfânt. Dar se întâmplă să ne exprimăm greșit. Să facem unul din gesturile noastre pe care le-am obișnuit eu. Sau chipuri. Și în loc să primim ceea ce Dumnezeu are pentru noi, cu asta plecăm acasă, așa am greșit. Mă rog Domnului să plecăm acasă cu ceea ce a pregătit pentru noi. Dumnezeu să ne ajute pe fiecare dintre noi să luăm ceva bun. Dumnezeu să ne ajute. Aș vrea, fugitiv, să vă reamintesc ceea ce am citit, pasajul pe care l-am citit și să vă redau un pic
Ucenicii aceștia au fost trimiși de Domnul Iisus să facă lucrarea aceasta de scoaterea demonilor. Și au venit, ei spune, plin de bucurie, pentru că lucrarea aceasta le-a reușit. Dumnezeu le-a dat autoritate asupra demonilor și ei erau bucuroși că demonii i-au ascultat pe mine. Domnul Iisus Hristos i-a luat deoparte și le-a spus, bucurați-vă mai mult că numele voastre sunt scrise în cer. Și nu vă bucurați că Duhurile vă sunt supuse. Mai mult Domnul Iisus se roagă și prin Duhul spune și mulțumește lui Dumnezeu Tatăl că a descoperit lucrul acesta poruncilor și celor neînțelepți. Dumnezeu mi-a pus pe inimă un cuvânt mai greu. Nu vreau să sperii pe nimeni. Și nu acesta este scopul Scripturilor sau al Dumnezeu, dar sunt realități pe care Dumnezeu ne le lasă în Cuvântul lui Dumnezeu și pe care noi trebuie să știm. Vorbeam cu cineva de curând și îmi spunea, prea mult se vorbește despre rugăciune. Prea mult se vorbește despre citirea Bibliei. Prea mult se vorbește despre credință. Dar noi toate lucrurile acestea le știm. Dar vedeți, un creștin, dacă nu are o bază sănătoasă, cum poate crește mai departe? Ce poate să facă el? Haideți să ne referim la tema din seara aceasta. Cum poate un creștin care nu are o bază bună să meargă să se roage pentru cineva care este posedat de un demon? Cum? Cum te poți duce la cineva să spui mâine peste el sau să te rogi pentru el? Să ai curajul ăsta. Să te duci înaintea omului acela posedat. Plin de curaj. Și sigur că ești trimis cu autoritate de Domnul Iisus Hristos să faci lucrarea aceasta. Ai curaj. Dacă n-ai o bază, dacă baza ta nu e solidă, de aceea se vorbește așa de des despre cuvânt, despre rugăciune, despre credință. Sunt bazele noastre. Dacă noi nu avem o bază, cum putem să mergem la război fără arme? Ce putem să facem acolo? Să fugim din fața vrăzbașului, ca asta vom face. Fără putere de rugăciune. Domnul Iisus spunea, astfel de dragi nu ies decât cu rugăciune și post. Se vorbește despre post des. Prea des. Zicuri. Prea des. Și alte subiecte sunt în Scriptură. Înțelegeți, frate și soror, de ce se vorbește des? Ca să facem alte lucrări la care ne-a chemat Dumnezeu, nu putem să mergem oricum. Nu putem să mergem la cineva care este posedat de un demon și să ne rugăm pentru el dacă nu suntem siguri că Dumnezeu ne însoțește. Ce să zicem? Dumnezeu cu el. Că rugăciunea Dumnezeu nu te ascultă. Că nu o practici. Ce să te duci la un om care te roagă? Hai, roagă-te pentru copilul meu. De curând, unul dintre colegii mei de muncă, pe care îl învățam ruta pe care îi trebuia să o înveți, a venit într-o zi la muncă foarte distras, foarte... Nu era atent, l-am observat. Trebuia să-l învăț multe lucruri despre rută, despre caiete, despre arde, multe și mă străduiam, dar el nu era interesat. Am observat noi liniștea din viața lui și l-am întrebat. S-a întâmplat ceva? Ce este? Te pot ajuta cu ceva? De asta noi suntem undeva câteodată în locurile pe care ne pune Dumnezeu să fim de lumină sau ajutoare. Sau îndrumători spre lumină. Și mi-a spus, eu am venit la muncă. Dar băiatul meu are de gând să se sinucidă. Și eu i-am spus, acesta este un demon. Lasă-mă să mă rog.
Și acolo un camion cu el am făcut lucrul acesta. Frații mei, acum băiatului știu că este ok și a mai revenit. Dar vedeți, suntem atacați și bombardați din toate părțile. Mai ales generația tânără care este acum, este bombardată și bombardată și denumerată de atâtea lucruri care sunt. Prin orice lucruri, orice ce deschizi, ești influențat de celălalt. Dacă vrei să te uiți la o pagină pe internet, apare reclame înainte, rele și urâte. Îți mânjesc cugetul și privire. Încerc să le ștergi repede, dar tot rămâi cu ceva mult. Se duc tinerii și spun că învață, dar nu mai ești eu așa gândesc. Și lucrurile astea te schimbă, te influențează. Oamenii aceștia erau bucuroși ucenii și aceștia. Ne-au rugat pentru oameni și au ieșit dragi din ei, că le-a dat Dumnezeu autoritate. Dumneavoastră sau mie, ne-a dat Dumnezeu autoritate. Ne-a dat frașezilor autoritate. Așa spun. Dar vreau să fiu să fiți sinceri cu dumneavoastră, nu răspundeți mie. Dacă v-ar chema cineva posedat în seara aceasta să vă rugați pentru el, ați avea curajul să vă duceți. Am auzit frați spunând așa, nu mă duc. Dar de ce, frate, ești pocăit? Dumnezeu ne-a chemat să facem lucrurile acestea. Mi-e frică să nu vină la mine, spune. Și vreau să învățăm în seara aceasta că în Domnul Iisus Hristos nu este frică. Și primul punct despre care vreau să vorbesc și vreau să vorbim un pic despre cine sunt acești demoni și cu cine avem de luptat, primul punct pe care l-am luat așa, cunoașteți adversarul, inamicul. Cunoaște despre el. Am întrebat tineri despre lucrarea aceasta și câțiva dintre ei mi-au mărturisit și mi-au spus așa, nu de aici, de biserică. Mi-a spus, frate, nu mă interesează. Dar de ce nu te interesează? Nu vreau să am de-a face. Și prin faptul că crezi, că tu spui cu gura că nu vrei să fac, n-ai de-a face, crezi că nu vin și la tine. Nu, nu crezi. Crezi așa, că așa crezi. Că dacă tu zici că eu n-am treabă cu ei, nici ei n-am treabă cu mine. Greșit. Atunci când închei un legământ cu Dumnezeu, devii ce? Inamicul celui rău. Dușmanul celui rău. El va începe să se războiască cu tine. Și cu mine. Nu te va lăsa să mergi pe flori. Se va lupta să te dea jos de pe cale. Să te întorci la el. Asta e scopul lui. Să renunți. Să cazi. Să-l întristezi pe Dumnezeu. Și te va influența. Poate sunt deja întrebări în mintea dumneavoastră și vreau să vă spun de la început. Un adevărat copil al lui Dumnezeu, care are Duhul Sfânt în el, nu poate fi posedat. Niciodată. Niciodată. Dar poate fi influențat. Nu uitați, poate fi influențat. Citiți despre Petru. Petru spune Domnul Iisus, Doamne, Tu ești Fiul lui Dumnezeu. Nu trece în urmă. Și Domnul Iisus Hristos îi răspunde altfel. Înapoi a mea, Satana. A fost influențat. Vedeți? Noi oamenii credem că suntem tari și mari. Și puternici. Dar când intri într-un război de acesta și poate unii dintre dumneavoastră ați fost și ați luat parte la lucrări de exorcizare, de scoaterea demonilor din oameni, v-ați îngrozit. V-ați îngrozit. Ce țipete, ce râpnete,
cum caută demonul care este înăuntru să nu iasă, se luptă, să rămână acolo. Pentru că el vrea să fie stăpân. Știți ce este trupul omului pentru demon? Casă. Și nu vrea să-și părăsească casă. Se luptă acolo și urlă și tu te rogi și el urlă că nu vrea să iasă. Te duci oricum să te lupți cu asemenea... Cine sunt demonii ăștia? Îngeri. Au fost creați îngeri. Nu Dumnezeu a făcut demoni. Ei au ales să devină demoni. Îngerii, atunci când Dumnezeu i-a creat, înainte de om, i-a creat și pe ei cu voință liberă. Nu i-a făcut Dumnezeu roboți. Să aleagă. Mulți dintre îngeri l-au urmat pe Lucifer. Pe Satanul din mai devine mai târziu. Care înseamnă împotrivitor. L-au urmat și au devenit demoni. Demonii aceștia caută și se luptă. Credeți că aici în biserică nu sunt? Credeți că aici în biserică nu sunt? Da, sunt. Ei nu se sperie că pe ușa casei sau pe scrie Biserica Apostolică Pentecostală, nu se sperie. Ei se sperie de creștinii care sunt plini de Duhul Sfânt, că atunci își dau seama că poate să-i scoată afară. Vin la biserică și te influențează. Stai pe bancă. Ați auzit de Duhul de surzenie. Stai pe bancă și se predică și se cântă. Și tu te duci acasă ca și cum n-ai auzit nimic. Și te întreabă, mă, dar și cum a fost la biserică? Fa, ba, nu. Te-ai mai fost la biserică, bă, da. Dar cu trup. Ați auzit de Duh de mulțenie. E prin biserică. Păi toată lumea cântă. Dar și omul ăla nu cântă. Mă, frate, dar tu de ce nu cânti? N-am chef. Dacă îmi iese afară un hol, vorba afară de dimineață de hol, când iese un hol, la glume să vezi ce merge în oră. Atunci nu mai e mult. Dacă îmi spune fratele, măi, hai să cânt o cântare. Nu pot să cânt. Dar zici tu o poezie, nu? Dar la glume, primul. Frații mei, nu sunt lucruri de joacă. Este una dintre lucrările la care ne-a chemat Dumnezeu. Atunci când Dumnezeu te cheamă să te rogi pentru cineva care e posedat, un creștin, așa cum îi repet din nou, să fie car. Un creștin plin de Duhul lui Dumnezeu nu poate să fie posedat. Nu poate. Căci Duhul Sfânt nu poate locui împreună cu un demon. Nu poate niciodată. Dar poate să fie influențat. Stai la biserică și nu o să asculți Biblia, nu o să asculți Cuvântul lui Dumnezeu, gândul tău este altundeva. Sunt niște șoapte. Auzi ceva și te îndeamnă să te gândești la altceva. Sunt influențe care încearcă să-ți fure Cuvântul, să nu te duci acasă și să te pocăiești. Să stai aici știind că n-ai mântuire. Dacă vine Domnul Iisus, n-ai făcut legământ cu Dumnezeu. Dar tu ești indiferent. Pentru că mintea ta este altundeva. Și ești influențată de duhuri. Să nu faci ceea ce ar trebui să faci. Ce să faci? Să te întorci la Dumnezeu. Să-ți predai viața Lui. L-ascultam pe fratele Iosif când vorbea despre botez. Și când am înțeles cu bucurie că sunt două suflete care s-au hotărât să încheie legământul cu Dumnezeu. Dar fratele Iosif mai am zis ceva foarte important pentru cei care au fost atenți. Eu așa am zis. Fratele Iosif a zis, s-ar putea să fie ultimul. Dacă aprobă și fratele Iosif.
învăzândit. Dacă Duhul lui Dumnezeu a vorbit prin gura lui, și așa o să fie. Dumnezeu nu vrea să veniți la El de frică. De frica de frica iadului. Vrea să veniți la El că îl iubiți. Și că vreți să vă predați viața în mâna Lui și să vă recunoașteți greșelile și să vă pocăiți. Asta vrea Dumnezeu, nu de frică. Nu să vii, Doamne, mi-e frică de iad și tremur tot. Nu de asta. Să-ți dai seama din locul în care ești că Dumnezeu te iubește. Asta vrea Dumnezeu. Dar vreau să spun din nou, fii conștient că și aici în biserică ești influențat de Duh Răhelie. De demon. Care nu vrea să ajungi în bucuria veșnică cu Tatăl tău, cu Domnul Iisus Hristos, cu frații și surorile tale. Nu vrea. Sunt atâția oameni care spun, cred în Dumnezeu și dracii cred. Dar ce ajung și ei în rai cu noi? Atâția oameni mărturisesc cu zgura și eu cred în Domnul Iisus Hristos și ajung în rai? Și dracii mărturisesc același lucru. Dar nu ajung în rai. Și valabil și pentru oamenii aceștia. Faptul că spui, că mărturisești sunele cu noi, nu-i de ajuns ca să fii mântuit. Biblia ne învață. Și Dumnezeu dorește atât de mult. Și norul așa de martor se uită de fiecare dată când un suflet își predă viața lui Dumnezeu și se bucură cerul tăi. Ucenicii aceștia erau bucuroși că Duhurile le erau supuse. Citiți în Evanghelie și acolo Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos vorbește despre semnele celor care cred. Și unul dintre semne vor scoate draci. Acesta este unul dintre semne. N-am timp, mi-am notat atâtea despre ei, unde locuiesc, ce sunt și atâtea lucruri mi-am notat. Dar un caz foarte dezvoltat în Geneza, capitolul 6. Atâția comentatori au atâtea păreri despre ce s-a întâmplat acolo. Majoritatea dintre ei mărturisesc așa și spun. Acolo când vorbește despre Fiul lui Dumnezeu, în Geneza, capitolul 6, sunt îngeri care s-au materializat și au venit pe pământ. Pentru că în Iuda 6 spune, în Iuda 6, și-au părăsit locuința. Vedeți? Noi, Dumnezeu și pentru îngeri și pentru noi, are niște planuri, are o voie. Și Dumnezeu dorește să fim acolo. Să fim în voia Lui. Și Dumnezeu a hotărât pentru îngeri să fie la locurile lor. Atunci când Dumnezeu le spune, uite, du-te tu cu mesajul acesta, se duce. De aceea cei mai mulți cred că în Geneza capitolul 6 îngerii aceștia care și-au părăsit locul din cer, au venit pe pământ, s-au materializat, adică au fost oameni ca și ceilalți și au născut spune acolo uriaș. Spune acolo în versetul 6 că ei sunt legați cu lanțuri pentru judecată. Vedeți? Sunt unii demoni care lucrează și sunt în libertate. Dar sunt unii demoni care sunt legați și sunt pentru judecată. Ei nu sunt dezlegați, ci sunt deja legați pentru totdeauna. Acolo unde sunt ei acum, nu sunt în iazul de foc. Sunt în adânc. Vedeți? Demoni atunci când sunt scoși, ei nu vor să ajungă în adânc. În grecește este Tartarus. Un loc al așteptării judecat. Pentru judecat. Mai târziu, când Dumnezeu va judeca și pe îngeri și pe oameni, îi va arunca în iazul de foc împreună cu niciunași și satan și vor fi chemiți în veci și veci. Frații mei,
trebuie să știm despre asta. Este pentru noi. Dumnezeu ne-a chemat să, să facem parte și din lucrarea aceasta. Fiți și să fiu conștient că atunci când Dumnezeu ne cheamă să ne rugăm pentru cineva care este posedat, care este influențat, să avem curajul urmați de o viață de rugăciune și bazați pe cuvântul lui Dumnezeu, că Dumnezeu ne-a dat autoritate și să mergem cu curaj să facem lucrarea Lui. Apoi m-a întrebat odată cineva, frate, cum să fac diferența dintre un păcat greșeală și un păcat care îl fac întotdeauna? Nu întotdeauna, mereu. M-am gândit un pic și am spus așa, păcatul din greșeală este un accident. Adică am căzut dintr-o dată, mă pocăiesc și Dumnezeu în bunătatea Lui mă ia. Păcatul făcut mereu este o influență. Nu te poți lega, deja ești legat. Ești legat deja. Nu te poți lăsa de lucrul ăla. Și tot timpul ești îndemnat să faci și să arătăți. Sunt tineri care, nu vreau să dau nume, dar sunt robiți de lucruri care se tot repetă. Și ei sunt disperați și spun, nu mă pot lăsa. M-a prins ceva. Aceasta este o influență din om. Și trebuie adus. Sunt case în care locuiți, unde s-au făcut spurcășuni și lucruri murdare, în care au fost demoni în control și ar trebui să vă rugați pentru lucrurile acelea. Ca Dumnezeu să le curățească. Au fost frați. Povesteam acum cu David și cu soția lui, au fost la noi. Și spuneam, au fost frați, un frate pastor din America, a fost invitat la o biserică și s-a dus într-un orășel mai mic. A dormit la un motel. Și acolo, când s-a trezit de dimineață, s-a trezit cu o dezamăgire, așa, parcă nu mai avea chef de viață. Dar toată viața lui mergea ok. Familia era ok, banii n-aveau probleme. Și el se întreba, ce cu dezamăgirea asta? Pur și simplu s-a dus parcă târât la biserică. Și apoi mai târziu se afle că orășelul acela era primul în America la sinucide. Vedeți? Demoni care guvernează, care sunt căpeteni, care sunt puternici și influențează chiar și pe copiii lui Dumnezeu. Frații mei, Dumnezeu să ne dea abilitatea fiecare dintre noi să fim conștienți că da, nu după orice tu fii și este un demon, e adevărat, dar că este foarte mare influența în zilele pe care le primim. Foarte mare influență. Și la noi adulții, dar și la tineri. Nu mai am timp să vorbesc despre bucurie, era cea de doua parte. Și apoi mai era ca cum să fim noi gata știind că suntem într-un război spiritual. Atât de frumos Neemia spune acolo, oamenii aceia lucrau, dar erau și cu armele înarmați. Lucrau la zidul acela, dar erau și înarmați fiecare cu sabia lui. Ce înseamnă asta? Întotdeauna să fii gata să te aperi. Întotdeauna să fii gata să-ți ataci. Întotdeauna să fii gata să-L slujești pe Dumnezeu. Frații mei, Dumnezeu să ne ajute ca lucrarea Lui să o facem în curăție, cu curaj și prin Duhul lui Dumnezeu. Dumnezeu ne-a dat această autoritate. Nu aveți frică spunându-vă, nu vreau să mă rog că mi-e frică că vine la mine. Un copil al lui Dumnezeu adevărat, cu Duhul lui Dumnezeu în el, niciodată nu poate fi cesedat, niciodată. Poate fi influențat, dar nu poate fi cesedat. De aceea, Dumnezeu să ne ajute să fim biruitori și în această lucrare. Amin.
cuvântul Domnului Sfântul, ce este în voi, spune Apostolul Pavel, este mai tare decât ce este în lume. Și dacă avem în noi ceea ce este mai tare, vom fi biritori, dacă simțim slăbiciune. Haideți să ridicați în picioare. Să mulțumim Domnului pentru avertismentul care ne dă, pentru realitatea care, în care ne aflăm și să cerem putere, să cerem Duhul Sfânt să locuiască în inima, în viața noastră, să ne conducă, să ne păzească, să ne ocrotească, să ajungem cu bine învingători la sfârșit. Să mulțumim Domnului pentru seara aceasta, pentru cântări, pentru poezie, pentru cuvântul ce a fost deschis. Să ne ajute să fim împlinitori. Amin.